Odată, un țap a nimerit în mijlocul unei haite de câini înfometați. Bietul animal era atacat din toate părțile, dar se încăpățâna să nu cedeze. Datorită coarnelor sale puternice și a copitelor, a reușit să pună pe fugă întreaga haită. O cămilă privea fascinată cum acel animal mic a reușit să țină piept atâtor dușmani doar cu coarnele. Ce armă teribilă! Singure au dus toată lupta! Ce n-aș da să am și eu o pereche de coarne! Ce folos că sunt mare dacă nu am cu ce să mă apăr! Cocoașa asta mai mult mă încurcă, își spuse Cămila. Apoi Cămila, tot așa lamentându-se, a dat nas în nas cu vulpea. De ce ești abătută, Cămilo? Se prefăcu interesată vulpea. Cămila îi povesti nemulțumirea ei și concluziona: nu sunt deloc mulțumită de cum arăt, cu mătră. Uite și tu! Chiar dacă ești o hoață vicleană, măcar ai coada asta stufoasă de toată frumusețea și o blană care face toți banii. Eu n-am nimic. Vulpea, rănită în orgoliu, hotărâ pe loc să o învețe minte. Așa că îi spuse că în pădure există un loc fermecat, unde, dacă baci capul, îți cresc coarne. Cămila, prostuță rău, îi dădu crezare și alergă într-un suflet la locul cu pricina. Apoi, fără să stea prea mult pe gânduri, băgă capul în vizuina întunecată. Doi ochi mari și verzi, o săgetară din beznă și o gură flămândă o apucă de cap. Cămila se zbătea să scape. Leul trăgea cât putea, iar vulpea râdea în tufișuri. În cele din urmă, Cămila a scăpat cu viață, iar după ce că nu a mai primit coarne, a rămas apoi și fără urechi. Să fim atenți în cei din jurul nostru, ce alegeri facem. Sunt mulți care apar de colo-colo și pretind că ne sunt prieteni și ne dau sfaturi ca să le fie lor de folos. Să ne încredem în intuiția noastră și în forța din noi și să fim atenți când astfel de evenimente apar în calea noastră.